În acest weekend la Buzău se va desfășura campionatul european de tenis de masă în proba pe perechi. Este al doilea an consecutiv când municipiul Buzău beneficiază de acest favor, iar organizatorii speră că buzoienii își vor face timp vineri, sâmbătă și duminică pentru a veni la sală. Să știți că nu întâmplător am ales de fiecare dată Buzăul, l-am ales și pentru faptul că în afară de tradiție, de fiecare dată a știut să adune în sală un public spectator cunoscător al tenisului de masă. Sperăm din suflet să se întâmple acest lucru. La Buzău vor fi prezenți în aceste zile practic cei mai buni tenismeni de masă din Europa, cu deosebire că de această dată vor juca împreună cu un partener de sex opus. Cupluri cu jucători destul de valoroși din Cehia, din Slovacia, din Belarus, care în mod sigur vor opune mare rezistență sportivilor noștri. Cei care au venit și nu au un nume atât de mare ca Timo Boll sunt specialiștii specialiștilor în probele de dublu și, așa cum s-a spus, au venit să câștige nu o medalie, au venit să câștige medalia de aur. Buzoienii sunt invitați la sală și pentru a susține cuplul Andrei Filimon, Elisabeta Samara, campionii în titr. Ne cunoaștem de foarte mult timp, facem un antrenament împreună de foarte mult timp. Asta contează foarte mult pentru o probă de dublu. Să-ți cunoști partenerul foarte bine. Deci eu cred că ăsta e unul din secrete, dacă le putem spune, dacă îl putem numi secret. Altceva nu cred că. În primul rând să-ți cunoști partenerul de joc. Să știi ce vrea să joace, să știi ce vrea să, în momentul când servește, să știi cum îți vine mingea înapoi în momentul când dă o lovitură, să știi cum îți vine mingea înapoi. Asta în primul rând este secretul și care îl putem numi, dacă îl putem numi secret. De la 6 ani, cum știi? De la 6 ani. Joacă împreună de la 6 ani. Deci gândiți-vă că amândoi sunt constanțeni, da? Știm. În sala de sport, acolo s-au cunoscut, joacă întâi în faza de antrenament, apoi dublu mixt. Așadar, ce poate fi mai sudat, cum poate fi mai sudat un cuplu de dublu mixt decât în momentul în care joci de viață practic împreună? România va participa în acest concurs cu 5 cupluri. Intrarea va fi liberă, iar programul meciurilor poate fi găsit pe site-ul Federației după tragerea la sorți care va avea loc în această seară.